Sfințească apa aceasta, puterea, lucrare și păcălărea Sfântului
fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și sfântitoare a toată puterea cea potrivnică Domnului să ne mântuiește. Ca să se primim ei care slăbim și de cântare pe Domnului pentru toți care au cuvință de ajutor și cunoștință de la Dumnezeu. Ale Sfinților, Părinților și Făcători de Vitor, fără de Argint, Pozma și Damian,
Chir și Ioan, fratele Dumnezeu, Nicolae, Samson și Geomit, Bonii, Ești, Echitală, Ești, Rico. Alea Mercurioșilor de Dumnezeu, Părtător, Părinții, Zorul și de Grigore, de Părinții, de Părinții, de la Cusmana, Dimitrie, Cel Nou, Misărul și Zofronie. Alea Mercurioase, Imanii și Doamnă, de Parascheva, Părinților, de Cresc, Sfânt, Rocaș. Ale Sfinților, Ucenici, Carl, Papil, Agatador, Agatonica, Cetorentie, Atoi, Pomerul, Sfântul. Ale Sfinților, Ședeților, Ședeților, Părinților, Arhimpul și Arhimpul, Sfinților, Lăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșilor mei tăi, Dumnezeu lor sănătate, sufletul și trupului, și împlinește toate cele de trebuință, obstea și pe creștine, care slujește ție și Sfinților din Rostit. Adu-ți aminte, Doamne, de toată Arhiepiscopia, drept credincioșilor, ca drept împoază cuvântul adevărului tău, de tot ce nu preoțesc și călugăresc și de mântuirea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce te urăsc și de cei ce te iubesc pe noi, de frații noștri care slujești sau de față, de cei ce pentru binecuvântate plici nu s-au întâmplat ca pe aici, de cei ce ne-au poruncit cu nouă de plici nu se vede pentru deși. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în rochie și în supărări, și miluiește pe deși după mare mea care se omite de toată de voi ani. Că Tu ești zborul tăpădurilor lucrați în Dumnezeu nostru și fie slavă în țăr, că am vrea cel plăcut al lui Părinte și ca Sfântului și Bunului de viață pe Domnului Tău. Acum și pururea și în veci, veci, Domnii, pace tuturor și Sfântului Tău. La putere noastră, Domnului, să-L ne plecăm. Ție, Doamne. Că Tu ești sfințirea sufletului și a Duhurilor noastre și ție slavă și mulțumire și închinăți menență împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecii Domnului. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează Celui potrivit îi dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra Celui potrivit îi dăruiește. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra Celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul. Amen.
inimă, pentru tot preotul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze îndelenul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Această sfântă slujbă și pentru cei care s-au pomenit, pentru cercetarea lor cea cu Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și carul Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul Sfânta curată, prea binecuvântată, am uit astăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și durea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomeni. De Dumnezeu, miluiește-te pe noi! Pe noi mâncine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să dă. Doamne, care cu mina și cu durările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește untdelenul acesta, Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Domnului să ne rugăm, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiesc drobrile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie cel care se vor unge din el, spre tămăduirea și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu durările Tale tămăduiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfântul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne mântuiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm.
Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiesc zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din trânsul spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului de toată răutate, ca și într-o aceasta să se prea slăbească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne dăruiește. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiește rodirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Pace tuturor. Înțelepciune. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob și fire. Să luăm aminte. Fraților, cu asta pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și a scăzut împărăzitului de Domnul, cu milostiv este Domnul și îndurător, dar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu vedeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roagă. Cu inimă bună să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el rugându-l cu îndelemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica și ne va mântu cu păcate să orienta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați-vă pentru altul ca să vă vindecați. Apoi poate rugăciunea săruitoare a dreptului. Parcă ție, Sfințite, Sfințitorule. Aliluia, aliluia, aliluia. În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, și din toată vârtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, face asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine însuși, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Și din întâmplare un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături,
Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, venind lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unt de lemn și vin, apoi punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns, cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis, du-te de fă. Și tu asemenea. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care sunt prezenți la această sfântă taină, care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care au se
Cel ce dai izolire de păcate prin Sfântul Omul Tău, Iisus Hristos, care te-a născut pe noi din păcat. Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepti și pe cei păcătoși iubești. Cel ce ne ascunzi în întuneric și de necura lor, stricând celor de legătură de iarul, ieșiți și celor din întuneric de suferiți-vă. Ca strălucită mintele noastre, lumina cunoștinței, nu i-a născut Fiului Tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună adăcuit. Și celor ce l-au primit, le-ai dat putere să se facă Fiul Dumnezeu din baia noastră din nou, dăruindu-ne fierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a venirosit prin sânge ce ai dat și nu te lemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi Duhul lui Hristos, preoții împărătească, ne-am sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Său Sfânt. Însu stătime, Doamne, de nehar spre slujba Ta aceasta, pe cumva lui Moșe, slujii Tare și lui Samuel, iubitului Tău și lui Ioan, regele Tău, pe tuturor celor ce au fi văzut Ție în fiecare neam și neam. Așa vrem și pe noi să fim slujitori ai Regii Tare și lui Ioan, acumului Tău, pe muntă de lemnul acesta, pe care Sfințește în costumul Sângele Său, care îndrăpându-ne de poftele cele lumești, să vorbim pe Tatălui și să fie îndreptății, îmbrăcându-ne Domnul nostru, Iisus Hristos, de mângerea cu Sfințenia ce va fi adusă în fidelenul acesta. Facă-se, Doamne, în fidelenul acesta, în fidelen de bucurie, în fidelen de Sfințenie, îmbrăcăminte, împărătească, pavăză, puternică, izolitoare de toată lucrarea diavolească, pe cele necercate bucurie a inimii veselie veșnică. Ca și cei care se cunoște cu fidelenul acesta al unui inimii să fie de temuți pentru cei potrivnici, și să strălucească în strălucirile Sfinților Tăi, neavând în finețime oricare, să fie primiți în omitina Ta cea veșnică și să ia plată temării cele de sus. Că Ție se cuvine să ne miliești și să ne mântuiești Dumnezeu, Dumnezeu nostru și Ție slavă lăsăm, împreună și cu iară Sfântului Tău și prea Sfântului Duh, acum și cu urmea și vieții veșnilor, Thank you.
să luăm aminte. În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bogat numele Zahir, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un but ca să vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el: Zahir, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie, văzând însă aceasta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un păcător. Dar Zahir, stând în fața Domnului, i-a spus: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, și dacă am îndreptățit pe cineva, cu ceva întorc împătrit. Iar Iisus a zis către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul al lui Avram, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să Doamne, miluiește! Dumnezeu ce la pace și la tatăl și la tatăl tău, Sfântul Ioane, stăpânii Dumnezeu celor veșnice, a celor minunate pe care nimeni dintre oameni poate să ne cuvine cu Dumnezeu. Caută și ne-au scăpat în veniște de loc și aici de aduce în acest putere. În numele Tău cel mare, nimic de aurul Tău celor mântuitor și de care păcatele. Și Te mântuiește, Doamne, pe lumii Te ieșește și toți fiii ce sunt Domnului. Cu mulțimea fiecare, așa Doamne, Cel ce iubesc iertător. Urme milostive și iubitorile de oameni care ia spatele lor de răutățile noastre. Cel ce știi că pentru omul este plecat spre cerere din tine este rău, care nu povești oamenii de păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii. Cel ce te mântuirea păcătoșilor de tine într-o altă Dumnezeu vii, și te rog, Doamne, pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce ai zis: n-am venit să vin pe cei drepți, pe cei păcătoși l-am pocăit. Tu ești Cel ce ai luptat la cerul, și că Tu ești Cel ce ai pus în piele o dată la apa și te duce ce ai făcut. Tu ești Cel ce ai zis: pe Cel care vine la mine nu voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu ți se vede păcătoasă care stă la cu lacrimi, cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis: de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei bucuri. Tu ești Cel ce ai zis: bucurie se face în cer pentru păcătos care se bucurește. Însă-ți îndurată să mă din capul din înălțimea ta ce sunt o mântuire pe noi păcătoșii. Cine vei și rog și vei cu armă să mă bucuri pe unul în ceasul acesta. Te trimită, Doamne, să ne unii pe aceștia, peste toți cei ce sunt oameni, peste cei ce sunt în suferință și boală de locală, cei ce sunt, pe patrurile de sfidare și la casele lor, care și-au pus păcatele lor și-au unii la timp cu credință, primește-i, Doamne.
în mila ta de oameni și iartă-ne, Doamne. Orice au greșit cu cuvântul lui sau cu cuvântul spală și curăță pe ei de tot păcatul. Și vieții în curmea pe mai multe și păzești, Doamne, în cei rați, anii vieții lor, ca un gând într-o cruce care să nu mai fie la jocul în diavol, ci și în cârșii să se strânească pe ascunde, Doamne. Îți este cu mine să ne iubești și să ne iubești pe noi, Hristos, Dumnezeu nostru. Și ți-i slavă la Dumnezeu și cele care ești cu dragul Părinte. Și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și-n vecii, vecilor.
Iisus, Creatorul puterea asupra lucrurilor celor necurate, ca să le scoată afară și să rămânească orice boală și orice neputință. Pe acești doi strângerniți, Iisus, povăzuindu-și zicându-le, încăinile păcântilor să nu merge și în orașele samarenei să nu intrați, ci mai mult merge pe oile cele pierdute ale casei lui Israel. Pe unde veți merge, propovăduiți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți în iad, scoateți afară pe demoni, în dar ați luat. Amen.
Și care ne dă știri că încă nu am mai zis.
mulțumim, ajutându-ne și cu rugăciune pentru noi. Așa încât darul acesta a fost nouă, prin rugăciunea multora să fie privești de mulțumire, adusă de către mulți pentru noi. Pace ție, cititorule! Și Domnule tale, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepți mergeți să ascultăm Sfânta Evanghelie! Pace cu și în toată vremea și omul și a vinul la glasul rugăciunii noastre și
dăruiește de lucrurile acestea prezent la această sfântă și Dumnezeu traine și celor care s-au pomenit să vă pomeniți în cazul acesta, care este putința sufletului și a Duhului, dându-le rost o mântire de păcate și iertare greșelor celor de voi și celor de, de voi, că păcăiește de rost, Doamne, rănile cele pămăduite și poate doar și Doamne putința. Dăruiește rost, Doamne, ei să plătească cele de aia de soara lui Ben și a lăsat pe Dânsa Fiindu-le, s-a spunat și a Măciției. Și noi de aceștia, prezent la această sfântă și năzeată taie, de rog mătuire și spătire de toată toara cea mătătoare. Aduți aminte de întrările tale, cel bogat și eminat. Aduți aminte că mântul omului postând este plecat de cele rele din interese de lui și că nimeni nu este fără de păcat cu mama. Că tu schimbești fără de păcat cel ce ai venit și ai mântuirea în urmele și mi-ai spătit că nu te rog iar vrăjmașul. Că te vei intra în judecată cu lui, că nimeni nu va afla cu dat din plinăcime. Și v-a avut toată gura mea când te răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta, o cât o lepăda. Pentru aceasta lucrare din interesul noastre nu le pune, Doamne, că tu ești lădejdea celor plătești și ochimea celor ștoviți și împovărați cu fără de lege. Și ție slavă, Doamne, împreună și plătești cu tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Domnului Rădur. Acum și cu mea și în veci și în veci lor. Amin. Iar vom amine să pace lor. Bucuri tău. Ești Dumnezeu de Dumnezeu de Dumnezeu de Dumnezeu de Fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă mea
dar promindu-se ucenicii săi, îi rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât numai către voi cele pierdute ale casei lui Israel. Dar i-a venit să achina lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând a zis, nu este bine să iei pâinea miilor și aluștuinilor, dar i-a zis adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămituri receptare la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție cum voiești și s-a tămăduit fiecare în ceasul acela. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Domnului Sărbă, Doamne, miluiește! Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeu nostru, bunule și iubitoare de oameni, poporul sufletelor și lucrurilor noastre, cel ce poți să răduiere necutitele noastre, faptul de rană toți ne-am indicat, Păstorul cel bun care există pe căutarea unii cele pierdute. Cel ce dă înviere celor slabi la suflet și viață celor doriți. Care tămărit izvorul celei ce era împungerea sângelor de 12 ani. Cel ce pe fica cananeicei a izvorit-o de demonul cel cumplit. Care a iertat datoria celor doi datori și a venit iertare pe mine cele păcătoase. Cel ce a dărit vindecare slăvănocului împreună cu iertarea păcatelor lui, care prin cuvânt a îndreptat pe vașul și a primit pe tăharul prin mărturisirea lui cea mai de urmă, cel ce a ridicat păcatele lui și pe crucele tironice. Ție ne rugăm și miniță la cine credem în bunătatea ta însuți, slăbește, lasă, iartă Dumnezeu, fără de legile și păcatele robilor tăi care sunt de față, celor care am pomenit și pomenim cu rugăciunea noastră. Greșelilor cele de voi și cele fără de voie, cele cu știință, cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sânsul greșit preoție sau tatălor sau mamelor sau păcate grele la păzut, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de a ta voie și sfințire. Orice au greșit și ei și noi ca Dumnezeu bun și tot de oameni care nu țin minte rău iartă, și nu lăsa pe aceștia, nici pe noi, să credem în viața cea cânată, nici pe căile de zări sau de gări. Așa să trebuie, Doamne, ascultă-ne de noi, nevrednicilor tăi. Treci cu vederea, ca un Dumnezeu, care nu ține de rău toate păcatele lor, slăvește de chinul ce-o judești. Gura lor nu de laudă, dar buzele lor deschide, despre slăvirea numelui tău. Mâinile lor îndreptează-ne, întinde să lucrează cu mâncilor tale, picioarele lor îndreptează-ne să toate modularele și puterea lor întărește-le cu valul tău. Că tu ești Dumnezeu nostru care prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai poruncinat zicând, oricâte dezlegate pământ vor fi legate și cerul, și oricâte dezlegate pământ vor fi dezlegate și cerul, și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și care veți ține ținute vor. Și precum ai ascultat pe zi chiar cu starea sufletului său la ceasul nostru, și nu e pentru rugăciunea așa cum sunește noi, nevrednicilor din fiecare învăție, că Tu ești, Doamne, Iisus Hristoase, Cel care te-a poruncit să iertăm de 70 de ori pe 7, celor ce cad în păcate și în bunătatea Ta, și iubirea de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și de bucur de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava Ta, așa este și mila Ta, și Ție slavă învățăm preună și celui care trece ca Tău, Părinte. Și prea sfântul și bunul și viață pe Tatălui Tău, acum și cum vrea și în veci vecilor. Amin. Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Domnului Tău. Să te amen, Domnul, și ai cazul, și te amen. Să nu întorci față la slugă ta.
Îndrăzim-ne, Domnul,
și ce ne mulțumesc la acesta. Ascultă rugăciunea noastră și urmește pe ea, ca pe temuia ce se aduce ție și cercetează de rugile aceștia. Și orice au și cu cuvântul, cu fapt sau gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei și au văzut sub prezentul oțesc, că sub prezentul lor sau jurământ, că au luat pe cineva și au putut de ajurat, pe tine ne chemăm și ție ne rugăm să te efectuați, iată de loc Dumnezeu, de trecută de vedere, au trebuie și păcatele făcute de rând și cu știință și cu neștiință. Te-au apucat ceva din cum ce tale, sau au greșit, ca purtător de trucuri și de zictor în lume, din îndemnul diavolului, Iisus ca un Dumnezeu bun și tot de oameni, iată de loc. Că nu este un om care se deviază și să nu greșească, numai în singur și pe repătat, dreptatea este dreptate în viață și cuvântul tău adevăr. Că n-a zis pe ochi de ire, spre plaza poruncilor tale și pe moștenirea vieții celei nesticăcioase. Ție slavă să nu vrem și părintele tău cel fără de început și prea sfântul și bunul și viață pădurii de unul. Acum și curea și vești veștilor. Domnului să ne rugăm. Cu prea sfântul Duram și Domnul nostru, Doamne Iisus Hristos, să te ești cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu ești oameni după Duhului și să se întoară și să fie viu. Nu vă mâna mea și părintoasă, să-ți capă de ce nu și-au venit la mine, cu cuvinte și cerul la mine, cu mâine, dar cu candor, și cum mâna mea și cu vieții și care îți seamă în această să vă mâna pe mine. Pe care și mai tot și în vreo cu mine vă spuneți să se capă de ori vor vreo vreo și mă rog, cu mâna mea și cu cerul în via la privată și în păstină și care nu ține nici eroul. Dumnezeu mă spuneți Domnul nostru și în ce vreo 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 pentru mine și în această pomenință în Malase, Dânsul și Eu din aceștia, care se pomenit de greșelile lor din vești și de sfârșită ta individuală, pe când îmi dă vederea ta de greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeu nostru care tonă și se vede de șapte de ori de șapte și nu se va întâmpla, pentru că pe Tu este slava ta și a este cedita ta și Ție se cuvine toată slava și este așa în plăcerea. Doamne, și Fiului și Sfântului Duh, acum și purtea și până și vecii Domnului. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Părintea noastră, slavă Ție. Sfântului Duh și acum și purtea și vecii vecilor, amin. Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Dumnezeu, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate, mai înșisare, cu puterea cinstitei și de viață păcătoare, cruci pentru rugăciunile Sfântului Mântuitorului Iacob, ruta Domnului și pentru Sfinților, să ne chimiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de
6, înainte de a ne înge cu Sfântul Mir, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu momentele comunicești pe care le-am trăit prin taina Sfântului Maslu. Nu vă rețin mult, 10 minute. Într-una din plângerea lui Ioc, se spune că omul s-a născut pentru suferință, așa cum scânteile se nasc pentru a urca spre cer. Iar trupul ăla îi spune, în păcate m-a născut maica mea. Ne încredințăm pe ce trece că tot mai mulți creștini, toți oamenii, au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Îi cer ceva lui Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă și cu zecele sau sutele de mii de credincioși care merg în pelerinaj la moașa de Sfinte Parascheva, sub auspiciile căreia și noi ne-am adunat astăzi aici pentru a înălța câteva rugăciuni de iertare a păcatelor și de pentru vindecarea noastră. Prin taina Sfântului Maslu, îi cerem lui Dumnezeu iertarea păcatelor și vindecare. Prin taina pocăinței, primim iertare păcatelor și prin taina Sfintei Euharistii ne împărtășim cu Hristos. Ne întrebăm atunci, de ce oare, participând la aceste sfinte taine, nu ne vindecăm pe o anumită boală sau suferință? De ce Dumnezeu nu ne vindecă pe toți și imediat ce înălțăm rugăciunea la El? Și cred că aici putem să spunem că Dumnezeu așteaptă ceva de la noi. Așteaptă să se încredințeze de ceva înainte de a ne vindeca. Cum spuneam, ne vom unge cu Sfântul Mir. Dacă noi credem cu adevărat că prin acest nume de rând sfințit, luăm legătura, intrăm în comuniune cu Harul lui Dumnezeu, ne împărtășim de Harul lui Dumnezeu, ne vindecăm. Dacă nu credem suficient acest lucru, nu ne vindecăm. Deci atunci când ne atingem vreun contact cu o materie sfințită, trebuie să avem convingerea fermă, să ne convingem inima noastră că Dumnezeu e prezent acolo, prin Harul Lui. Înainte de a se înălța la cer, Elisei cere lui Ilie să-i dea Harul Lui. Iar Ilie îi spune, dacă mă vei vedea atunci când mă înalț la cer, vei primi acest har. Și Elisei l-a văzut. Dar după ce s-a înălțat la cer Ilie, a încercat cu jocul lui să despartă apele. Și nu a reușit. Prima oară. La a doua încercare a reușit. L-a văzut suficient pe Ilie, a văzut Harul lui Dumnezeu. Doar atunci s-a împlinit, s-a vindecat suferința sufletească, neputința lui.
deseori și puteri greșit, gândit la faptul că o boală, o suferință, este exclusiv urmarea unui păcat sau unor păcate. Boala sau suferința nu este cauzată doar de păcat. Păcatul nu este singura cauză a bolii. O altă cauză a bolii poate fi, de exemplu, iubirea. Hristos n-a plătit din cauza păcatului. El nu a avut păcat. A plătit pentru noi, pentru a noastră mântuire. Și v-aș mai da un exemplu. Un pompier care se află într-o misiune de stingere a unui incendiu, văzând un copil în flăcări, se aruncă acolo și îl salvează, riscându-și viața. Suferința acestui pompier, boala lui interioară, nu se datorează păcatului, ci iubirii. Putem pătrimi, putem suferi și din iubire. Trebuie să ne credințăm de acest lucru că iubirea ne poate pricini anumite rând sufletești. De altfel, boala ne poate duce la mântuire mai repede decât sănătatea. O boală fizică sau psihică poate un copil cu sindrom Down, poate unul cu o emofrenie sau cu o schizofrenie sau o altă boală psihică. Este un mijloc de mântuire dat de Dumnezeu acelui suflet. Patologia născută a creierului este o modalitate prin care Dumnezeu ne asigură mântuirea. Un om bolnav, un om care nu are toate facultățile mentale, va fi judecat altfel decât un om care are un psihic sănătos. Ce îi se va ierta unui om bolnav de o boală psihică, nu îi se va ierta fără pocăință unui om sănătos. Duhul unui copil cu o boală psihică crește într-un alt mod spiritual. El crește prin zestrea, prin trăire, prin credința și prin faptele bune ale părinților ei, lui, cum spuneam, va fi judecat într-un alt mod. O boală sufletească sau trupească ne poate schimba viața. Ne poate duce la o conștientizare mai profundă a ceea ce suntem noi cu adevărat. De exemplu, cineva care fumează se va abține de la fumat gândind că suferă de asta și că asta îi poate agrava boala. Un alcoolic se poate înfrâna gândind că suferă de gastrită sau în alte boli de cap și asta îi poate transforma viața. Boala poate fi o școală a smereniei. Prin boală ne vedem micinea noastră. Ne gândim sau ne analizăm mai profund din punct de vedere spiritual și, bineînțeles,
gândit în acest fel, avem mult mai mult folos de la Dumnezeu. Deci, o boală sau o suferință poate fi un mijloc prin care Dumnezeu ne schimbă viața, ne aduce pe calea Lui și ne oferă mântuirea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne vindecăm de boala necredinței. Cea mai cumplită boală a secolului nostru și nu doar, și cel dinaintea noastră, este boala necredinței. Dacă ne vindecăm de această boală, chiar dacă nu obținem vindecarea putească sau sufletească imediat, așa cum spuneam în acest dacă ne vindecăm de boala necredinței, putem nădăjdui sau putem obține de la Dumnezeu orice dorim. Pentru că unui om care crede, nimic nu este imposibil. Celui ce crede. Deci, prin aceste manifestări, prin taina Sfântului Maslu, prin taina Pocăinței, prin taina Sfintei Părășanii, în primul rând, ne vindecăm de necredință. Scopul, după urmă, a acestor taine, Sfinte taine, este de a ne vindeca de necredința noastră. Și apoi, în măsura acestei credințe și cu harul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui, vom obține și vindecarea sufletească sau sufletească. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim cu intensitate toate momentele liturgice și liturgicești la care participăm, spre a noastră mântuire și vindecare, este slava lui Dumnezeu. Amin. Dar vino mai, dar vino mai.